Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou filmuleț. Nu uitați, dacă vă place acest filmuleț, să vă abonați și să-mi dați un like dacă nu ați făcut-o până acum. În filmulețul de astăzi vreau să vă arăt câteva cumpărături alimentare pe care le-am făcut de la Lidl. Am intrat puțin și la magazinul românesc și la Action. Întorc camera și vă arăt ce am cumpărat. E prima dată cu cele de la Lidl. Și am aici niște pulpe dezosate. Am luat două. Și am niște aripioare, am aici o pisică care este în pungă. Am luat două iaurturi cu căpșuni, am luat niște bacon și am luat o țiplă dintre asta de salam, prosciutto, un misto. Îmi place, merg la Lidl pentru că are foarte multe produse italienești. După care am găsit înghețata asta. Nu am mai găsit-o până acum în Lidl, așa că am luat-o. Asta este de la magazinul românesc Pufulescu Surprize. Am luat două baghete. Am luat ursuleții ăștia pentru Sara. Îi plac foarte mult. Așa că am luat. Am luat și niște snack dintre ăsta misto. Ne place destul de mult. Am luat și două pachete de unt. Legume pentru supă, am luat niște chipsuri cu pizza, am aici întăritor pentru frișcă, aici am unt cu usturoi, s-a topit puțin, am mai luat eu niște frișcă neîndulcită, după care am luat un misto aici de salată, are rugola, spanac, am luat un mascarpone, pateu pentru Sara, îi place foarte, foarte mult pateul ăsta. După care avem alune, am luat eu prăjiturelele astea cu foitaș, n-am mai luat de mult, așa că îmi era dor și am luat. Salată de cartofi, am luat și mozzarella, am luat două pungi așa de mozzarella, am luat o varză, am luat budincă, ulei, după care avem ardei, dintre ăsta gras, cașcaval, pentru sandwich, Sara mănâncă tost în ultima perioadă, mere, iaurt cu bombonele, roșii, am luat aici tot la fel niște cărniță pentru grătar de porc, am aici și frigărui, cârnați și încă două caserole dintre asta de carne de porc și mai am aici un borcan de fasole. Iar acum o să trec la ce am luat de la român. Am mai luat eu de la Lidl apă și suc, două pisici care se joacă. Am luat un bac de cola și două de apă. Am luat un Fruity Fresh de la magazinul românesc, Pufulescu Surprize pentru Sara. O tavă de mici, am luat două pungi de semințe, am luat șnițel dintre ăsta de soia și chipsurile astea care se fac în ulei, nu știu exact cum se cheamă. După care am luat de la Acțion pahare, pentru că urmează ziua lui Răzvan, așa că am luat pahare, farfurii și am luat o tavă dintre asta pentru tort. Eu aveam una, dar că se arsese aici pe margine, așa că am zis să cumpăr alta nouă. Clămițe de păr pentru Sara cu fluturaș și au plăcut ei foarte mult. Și am mai luat patrula cățelușilor pentru că i-a văzut acolo Cai și Marshall, cred că se cheamă. Și astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Am dat în jur de 180 de euro pe astea de aici și cele de acolo și o pisică, bineînțeles, care vine să vadă ce s-a cumpărat. Filmulețul de astăzi. Noi o să închidem clipul aici și ne vedem în următorul filmuleț.